Deșteptarea. Revine semimaratonul București în acest weekend. Se întâmplă în capitală. Aproximativ 10.000 de alergători sunt așteptați să participe în acest weekend la semimaratonul București, adică 5.000 la probele de sâmbătă și alți 5.000 duminică. Europa FM va fi acolo, este partenerul media al evenimentului. Cei drept din cauza regulilor internaționale în contextul ăsta al pandemiei, la ediția din acest an vor lipsi atleții de elită din străinătate. Eram obișnuiți cu prezența lor la semimaraton aici în București. Așa au anunțat astăzi organizatorii. Premiile rămân însă aceleași, se ridică în total la 11.000 de euro pentru toate probele. Se va acorda și un premiu de 1.500 de euro pentru recordul cursei. Alergătorii la semimaraton vor alerga primii 150 de metri cu măștile de protecție. La fel se va întâmpla și la punctul de finish, acolo unde inevitabil va fi ceva aglomerație. Uite că a ajuns la 10-a ediție acest Bucharest Half Marathon. Organizatorii vor suporta costurile pentru testarea participanților care nu sunt vaccinați anti-COVID, iar cei vaccinați trebuie să prezintă, așa cum v-ați obișnuit, acel certificat digital european COVID. Da, există sistemul ăsta de intrare în cursă. Știți că e o cursă populară, încă vă puteți înscrie. Mare succes are cursa aia populară. Mare succes și puteți intra în cursă dacă sunteți vaccinați sau aveți un certificat de trecere prin boală sau dacă faceți testul acela rapid antigen al cărui cost îl suportă organizatorii. Apropo de curse, Cătălin, uite, putem să ne alegem și noi. Sunt curse de alergare de 5, 10, 21 de kilometri și ștafetă. Cred că la o ștafetă ne-a stat bine. Dacă am luat startul sâmbătă, o terminăm duminică seara, da. Ai zis că sunt și premii și că sunt bunicele premiile astea, da, adică să nu alergați pe degeaba dincolo de sănătate, e și cu bani. Important startul. Se va da sâmbătă din zona parcului Izvor la ora 9, în proba de 10 km, apoi vor urma celelalte probe la 10:45, proba de 5 km, iar duminică, atenție, va fi un singur start de la ora 8:30, atât pentru semi-maraton, cât și pentru ștafetă. Așadar, vă invităm în calitate de concurent sau poate pur și simplu spectatori la acest semi-maraton, ediția 10-a din București. Vă reamintesc, 10.000 de alergători sâmbătă și duminică pe străzile din București. Deșteptarea